Salut, Valeriu, ce faci? Bine, te așteptam. Cum am discutat ultima dată, pe desenul tău, am ales să fac exact brațul tău, cum miști asta, marioneta, că cred că e mult mai originală treaba și da. Am lăsat imaginele de pe internet la o parte și am zis să-ți fac brațul tău, cum te joci tu. Foarte, foarte bine. Da. Apropo, uite ce ți-am adus ceva. Ce asta? O marionetă. Ah. Să-ți faci o demonstrație și pe aia faci tu. E superb. Aude, am cu ce vrede astăzi, toată ziua în salon. Sunt tehnician de scenă la Teatrul Țăndărică, de aproximativ 7 ani. Îmi place ceea ce fac, este o meserie care îți dă satisfacții. Facem copiii să râdă, îi facem fericiți. Ceea ce minunat. Am fost în deplasări, am avut turnee, ce pot spune, zile frumoase și zile grele. Distracția, muncă e muncă. În timpul liber îmi place să merg în excursii, la munte, la mare, în general cu cortul. Sunt un mare fan, să zic așa. Și teatru, păpușile, marionetele. Știi că tatuajul doare, nu? Știu. Pregătit. Ești pregătit? Da. Să te vedem. Primul meu tatuaj, eu mi l-am dorit de foarte mult timp. Iubita mea, știind acest lucru, hai să-mi fac un cadou. Și mi-a făcut cadou de ziua mea acest tatuaj care semnifică numele surorii mele. Pentru că sora rămâne întotdeauna soră, orice s-ar întâmpla. Vali este un personaj interesant, s-a mai tatuat la noi acum vreo 2-3 ani de zile, cred că, și a făcut un scris pe spate. Da, și ne-a contactat că își dorește să-și înceapă un braț întreg, o poveste a vieții lui. Ceea ce m-a impresionat, pentru că treaba asta realistică și poveștile personale mă provoacă din punct de vedere artistic. Și atunci încerc să fac tot ce e mai bun pentru clientul respectiv. Vreau să-mi tatuez o mână cu o marionetă pe umăr. Semnifică cei 7 ani până acum de Teatru Țăndărică și de bucurii, de realizări, de tot ce ține de teatru, ore de muncă și repetiții și tot ce ține de teatru. Lucrez tatuaje de vreo 16-17 ani. La nivel profesional am ajuns, cred că am vreo 14 ani, ceva de genul. Am 12 ani consecutiv de când am salon de tatuaje. Am observat de la an la an deja o creștere în idei, în concepția oamenilor care apelează din ce în ce mai mult la tatuaje și e un lucru foarte bun. Au început să apară și show-urile astea TV care în ultimii 4-5 ani au deschis foarte mult mentalitatea și au început să apară și la noi în țară convenții de tatuaje. Asta e un lucru îmbucurător din punctul nostru de vedere, pentru că omul deja nu mai percepe ca și acum 10 ani de zile în urmă, nu mai percepe tatuajul ca fiind ceva rău. Face deja diferență între un tatuaj profesional făcut și unul făcut pe la aromată sau habar n-am pe unul prea pușcărie. Nu, și este un lucru bun. Wow, super. Să-l porți cu plăcere. Da, îl meriți. Chiar îl meriți. Îți place? Da. Mă bucur. Da. Nu. No. Wow. Oh, salut, domnul. Salutare, domnul. Uite ce se fac la treabă. Voi? Când ai timp și pentru vizită? Ah. Știu, cu timpul ăsta e prost, dar... Da. Vedem. Ce vrei să-ți faci? Uite, să continui aici. Mergem cu portete? Da. Deci portetul să vină aici în față. Da. Și pe urmă ne mai gândim să vedem ce mai băgăm și pe ce viitor. Vedem. Portetul să ții. Și bagi altceva. Da, vedem. Ne gândim.
Pe aia mică? Vrei să o băgăm? Bine, o să-ți trimit mai multe, că... Ce o să te rog eu e faptul să aduci niște poze foarte clare, deci să nu îmi aduci din asta pe telefon, făcute cu telefonul, pentru că o să am nevoie de foarte... să fie poza foarte bună. Un poză tip portret, așa, să nu fie o poză din depărtată, cadrul depărtat. Avem nevoie de detalii foarte bune și dacă aduci niște poze la profesional, nicio problemă. Se rezolvă. Ok. Bun. Hai, ne auzim atunci. Mi-a plăcut să desenez de mică. Am făcut o școală de arte plastice și muzică și după aia am absolvit liceul Tonița, secția de artă monumentală și restaurare. Și după aia am mai făcut facultatea de teologie, tot secția de artă sacră. După ce mi-am terminat studiile, am început să mă interesez, să văd, să vorbesc cu diversi artiști tatuatori, să văd care e cel mai tare în domeniu. Și evident l-am găsit pe Costi. Și după aia, din vorbă în vorbă, mi-a zis că își deschide aici, își mută sediul vis-a-vis de Mall Plaza și am zis ok. Și ai cumva nevoie de o fată pe acolo să stea la recepție, să eventual mai învăț tatuaje. Și a zis, da, sigur. Și în afară de recepție, mă mai ocup și de tatuaje din când în când. Mai mici, dar fac și tatuaje. Bună! Bună! Am venit la programare. Tu ești Ioana, nu? Da. Victorița. Păi mă, cu te așteaptă acolo. Bine, mersi. Plăcerea. Acum 10 ani când m-am apucat de tatuat, de fapt 13 ani, tatuam cu aparate făcute de mine, după modelul celor americane, tot așa când erau ei la început și încercând să fie cât mai safe, să avem o siguranță, așa să nu îmbolnăvim pe toată lumea, schimbam macele și toate cele, dar oricum tatuam tot așa cu un singur rag, cu ace făcute de noi. Și în timp, trecând anii, au mai apărut reviste, au mai apărut și, cum să zic eu, supplieri și am început să îmi cumpăr aparate profesionale. Cu timpul, întâlnindu-l și pe Costi, a fost ca un mentor, adică învățându-mă să țin garda sus și să fiu mai sigur pe ceea ce fac. Și cu timpul, lucrând zi de zi, profesând, cerând mai mult de la mine și totodată de la clienți, am început să ajung în stadiul în care sunt și să fiu mândru de ceea ce fac. Am terminat anul trecut Facultatea de Arte Decorative și Design la Universitatea din București, unde am studiat pictură monumentală. Dar pasiunea mea este de când sunt mică să pictez și cu asta mă ocup, pictez. În prezent sunt studentă anul 2 de master la aceeași secție, tot la Universitatea Națională de Arte. Și astea sunt hobby-urile mele, pictura, desenul. Este o tradiție de familie pentru că și tatăl meu este ceramist, acum face sculptură. Deci pot să spun că am moștenit de la el talentul, am crescut de mică în atelierul lui și nici nu știu cum s-a întâmplat să urmez această cale, pur și simplu a fost ceva natural, m-am jucat de când sunt mică cu pensule și culori și atunci a fost ceva de la sine. În ultimii 2-3 ani predomină foarte mult femeile la salon, se preocupă foarte mult de ele, am impresia, își doresc tatuaje. Cele trecute de 30-40 de ani, așa, să zic că încep să apeleze la primele lor tatuaje micuțe și drăguțe, niște scrisuri mici și alte treburi. Dar astea mai tinere încep deja să-și facă tatuaje mult mai mari. Primul tatuaj a fost făcut în California. Am plecat într-o vară, tatăl meu lucra acolo, picta la o biserică, într-o comunitate de români. Și în vara aceea am mers cu cineva, o doamnă care știa saloanele de tatuaje, o doamnă destul de deschisă la minte, având în vedere că avea o anumită vârstă, dar a zis, bine Ioana, hai că merg cu tine, haide să vedem dacă tot vrei să-ți faci asta, uite, eu ți-l fac cadou de ziua ta de majorat.
Și așa am făcut primul tatuaj. Salonul la care am fost, bineînțeles, acolo saloanele erau unul lângă altul, așa cum sunt chioșcurile de ziare sau mai știu eu ce. Dar primul tatuaj l-am făcut la un japonez care era oarecum a privit așa suspicios faptul că vroiam să-mi fac un tatuaj, păream și mult mai mică decât 18 ani și până la urmă m-a convins să nu-mi fac ce vroiam eu să-mi fac, vroiam și atunci să-mi fac un craniu. Ei bine, acum asta o să-mi fac. La tineri aveam o mică problemă, că deja începe să scadă vârsta. Îi auzi de pe la 15-16 ani că vor tatuaje și mă uimește faptul că reușește să-și convingă părintele că hai că îmi doresc un tatuaj și părinții știu faptul că este un tatuaj permanent și încercăm să le explicăm, băi, totuși copilul are un viitor, poate o să-l încurce. Nu neg faptul că și eu pe la 15 ani deja eram tatuat, dar nu știu, parcă am avut o altă direcție eu, poate ceilalți o să ajungă să regrete. Acum nu știu ce să spun referitor la tineri. E greu cu ei. Ce mă deranjează faptul e că sunt și de acord părinților, de exemplu, ca primul lor tatuaj să fie pe gât, pe brațe, pe antebrațe. Nici măcar nu sunt de acord să ascundă tatuajul respectiv, dacă tot vor să și-l facă. Desenul pe care l-am făcut ca model al tatuajului este un craniu destul de stilizat și, zic eu, mai feminin, așa. Se leagă foarte mult de ultima expoziție pe care am avut-o în Curtea de Argeș, expoziție de pictură, care a purtat titlul Carpe Diem, trăiește clipa, și pentru mine craniul simbolizează un mod de a te bucura de viață, de a trăi clipa, de a te bucura de prezent și de a lăsa trecutul în urmă. Uite, așa m-am gândit să fie. Da, al negru. Da, aș vrea al negru. Este ok, eu ți-am pregătit și ceva așa, pe color, dacă da, îți place. Da, aș prefera al negru. Și l-am îmbunătățit un pic. Da, așa arată super. Îți place așa? Mhm, rămâne okay. Așa. Da, pe ce mână ai dorit să-l faci? În zona asta aici, pe antebraț. Cred că tatuajele, ca pentru orice copil, au intrat în viața noastră de la gumele cu surprize, vedeam tatuajele de acolo și eram cu toții, le colecționam, eram cu toții interesați să avem cea mai mare colecție de tatuaje. Și bineînțeles, apoi în liceu, sub influența muzicii rock, a grupului de prieteni în care făceam parte, am început să plac oamenii tatuați, tatuajele și cam așa s-a dezvoltat pasiunea pentru tatuaje. Te doare? Da. Nu? Nu. Oh. Da, asta nu înseamnă că trebuie să fac cumva să mă doare. Păcat. Clar, femeile suportă mult mai bine. Pentru că se știe că femeia e făcută să suporte mai multe, să zic așa. Nu știu, noi bărbații suntem de obicei un pic mai sensibili. Tatuajul de astăzi mi-a fost cu plăcere să-l fac. Ea venind cu tatuajul personalizat, desenat de ea fiind și pictoriță și știind cu ce se mănâncă toată treaba. I-am mai schimbat un pic detaliile, umbrele, ce a fost nevoie, fiind decât o schiță, n-a avut timp să lucreze prea mult la el, a venit cu o idee. Ne-am mai completat unul pe altul și până la urmă l-am făcut cum am vrut eu. Și a ieșit ceva frumos. Mă bucur că i-a plăcut și sper să revină. Și alte tatuaje pe când? Pe când, după ce se vindecă ăsta, o să mă gândesc la ce mai vreau. Dacă scap de bunici. Da, asta nu. Cred că o să scap sigur, că n-au ce să... Sigur?
Ne sun dacă ești bine și te ajutăm. Da, tot mai mult. Tatăl și bunicii dacă. Și ce dacă? De obicei, perioada la care am vrut altul a fost așa de un an de zile, deci nu... A, ca să uiți de durere cum ai venit. Da. Opa. Răcește. Poate după ăsta care a fost mai dureros. Aha, deci recunoști. Păi da, poate de celelalte... Dar nici nu se compară ce-a fost înainte cu ce acum. Am început cam de 7 ani, dintr-o joacă. Văd că joaca ușor, ușor a avansat și a devenit profesie. Cum am ajuns să lucrez aici? L-am cunoscut pe Costi acum vreo 5 ani de zile, când mi-am făcut primul tatuaj. Am luat legătura pe net. Am încercat să-mi cumpăr un aparat de tatuat de la el, pentru că am auzit că a devenit un nume în București. Am ajuns la dânsul, mi-am făcut un tatuaj, primul meu tatuaj. Abia atunci mi-am dat seama de fapt cum se face un tatuaj profesional. De atunci am încercat să iau legătura cu Costi aproape în fiecare săptămână. I-am spus că și eu de fapt încerc să tatuez acasă, dar nu progresez pentru că nu am ceea ce îmi trebuie. Ușor, ușor, Costi m-a învățat să fac poze la fiecare tatuaj în parte care îl fac, să-i le trimit, să pot să vadă dacă evoluez sau nu. În momentul când a văzut că ușor, ușor am evoluat, am putut lua legătura din nou cu el. M-a chemat acum 3 ani de zile la salonul de pe 1 mai. Am făcut acolo o pregătire, să spun așa. Acolo am realizat exact ce trebuie să fac, cum să evoluez în tatuaj. Ușor, ușor, între timp, lucrurile au evoluat. Costi și-a deschis un nou salon, am încercat să iau legătura cu el, am putut, l-am ajutat, i-am arătat din nou pozele și tot ce am făcut acasă. Am realizat că am făcut lucruri bune și ușor, ușor am ajuns aici. Pot spune că Costi chiar mi-a fost un mentor și mi-este și în clipa de față. Evoluez de la tatuaj la tatuaj, discut cu el, îmi spune unde am greșit, ce am făcut. Nici în ziua de astăzi nu cred că am evoluat atât de mult pe cât mi-aș dori eu. Mariusica, ai făcut sterilizarea? Am făcut-o și eu. Ai făcut-o? Da. Eu ți-am mai spus, bă, să nu vii la muncă cu freza asta în capul tău. Că nu inspiri decât milă, ce pot să spun? Când te vede omul râde de tine, pușca mea, nu poți să fii serios deloc cu freza în cap. Asta e modă de 2013? Arăți ca un copil în ala care... E de mingi, din ala, copil de mingi. De... Nu, un copil bătrân. O freză din anii 90. Se poartă. Se poartă, da? Da. Dar nu îți pierde deloc încredere cu freza aia în salonul ăsta. Bă, avem gunoiul acolo în spate. De ce dracu nu-l iei de acolo? Nu, Iulian! Bă, lăsați gluma la o parte și ocupă-te de treabă. Chiar te rog frumos, du-te du alea, că și așa se uitau ăștia, stăm pe aici, că stăm cu sacii aia în fața salonului, parcă zici că suntem la Chiajna acolo. Acum? Acum. La Chiajna sau unde? Nu, acum duci sacii în spate. Așa sunt toți, mă. Le lași mână liberă, te dai prieten cu ei și uite cum. Ți-ai... Da. Se ridică pa cu pretenții, se ridică cu vocea la tine, ci că... Așa-i? A-a. Zic de bine, zici tu de bine. Să zic de bine? Să te audă maică-ta, că te laud la televizor? Mă audă mămica. Să te audă cât ești de puturos, cred că oricum ea știe ce are acasă la ea. De aia te-a trimis la mine aici, ca să... Și nu ești ce... mulțumit. Păi nu-ți mulțumit, că ești cel mai mare puturos, frate, n-am pomenit așa ceva. În afara faptului că te grăbești tu să ajungi repede la salon și îți uiți cheile în salon și că n-are cu ce să deschidă salonul, eu ajung repede, dar n-am cu ce să deschid salonul. Nu faci nimic altceva. Astea sunt doar glume între noi. Pentru mine Costi este mai mult decât un șef. Eu îl ascult pentru că asta este treaba mea să o fac aici. Nu, astea sunt glumele noastre între noi. Nu m-a supărat, nu m-a certat niciodată, nu, n-am avut nicio treabă. Mă simt foarte bine aici. Atmosfera în studio este, să zic, mai ceva ca... una prietenă noastră, suntem ca o familie, suntem
prieteni și în afara timpului de muncă și aici ne știm fiecare rolurile, încercăm să le îndeplinim pe cât posibil, să nu-l supărăm pe Costi sau așa. Am visat de mult să lucrez într-o echipă de genul și să putem fi ca frate, să fim prieteni, să știm fiecare ce facem și să nu existe certuri gen șef și subaltern. Foarte greu să găsești un om de calitate, în primul rând. Un artist bun îl crezi, dar un om nu poți să-l crezi. Dacă e ceva putre de la el, n-ai cum să îl modifici. În afara salonului suntem prieteni, ieșim la o bere, ne simțim bine, mai ieșim la un chef, mai facem o vacanță împreună, dar în salon am spus clar, avem fiecare atribuțiile noastre și trebuie să ne știm lângă nasului, atât tot. Deci nu știu, dacă intervine câteodată chestia de șefie, nu o fac din răutate, nu fac nimic, chiar îmi doresc să meargă totul strună. Pentru că altfel, dacă lăsăm totul așa, democrație, atunci nu, cum se spune, de fapt nu funcționează clar. Provocarea majoră în acest salon e Costi. Nu, tai asta. Mă moară. Provocări. Păi e ca în orice alt sector în care lucrez cu oameni. Trebuie să ai grijă să mulțumești pe toți și în același timp să impui un anumit standard al calității. Adică dacă vine, de exemplu, cineva și vrea un anumit tatuaj care noi l-am considerat, de exemplu, slab, poți să vii cu propuneri și să vezi dacă omul ar vrea să accepte și varianta ta. Observ deja din ce în ce mai multă lume de calitate, să spun așa, care intră în salonul nostru. Deja la un salon de nivelul nostru nu poate să intre chiar oricine pe ușă. Deja intră unul care își permite. Am avut de la senatori, fost senatori parlamentari, actuali poate, nu mai spun de breazla cu polițiștii, doctorii și toți au început să prindă și curaj și mulți nu le venea crede că se pot face tatuaje fotorealistice, de exemplu. Și atunci când văd pe pagina asta de internet, de exemplu, sau când se uită după tatuaje și văd imaginea bunicii scoasă, poate într-o rezoluție mult mai bună ca în poza respectivă, rămân uimit și atunci încep să apelez la treaba asta. Cântăreți, nu mai spun, nu mai știu, fotbaliști, clar, asta e la ordinea zilei. Chiar acum, câteva timp, am avut ceva antrenori foarte cunoscuți pe aici, pe la noi. Cam din toate sociale. Cred că oamenii de la noi din țară s-au deschis mai mult către tatuaje, pentru că îi vezi în fiecare an la mare din ce în ce mai mulți au tatuaje. Poate că nu neapărat în privința calității tatuajelor. Acum toată lumea vrea să aibă neapărat un tatuaj, nu contează ce. Dar sunt oameni care cer anumite tatuaje pe care le-au văzut pe site-urile din afară și asta e bine, pentru că sunt din ce în ce mai complicate, presupun din ce în ce mai multă muncă și originalitate și asta înseamnă că s-a creat deja un anumit public pentru acest gen de artă. S-a schimbat în bine percepția clienților sau populației despre tatuaje. Încep și ei să vină cu idei noi. Noi încercăm să-i ajutăm. Totdeauna găsim să adăugăm ceva ca lumea și să iasă ceva frumos. Acum depinde și de cerere și de... În general, sunt plăcut impresionat cum evoluează lucrurile și aștept la mai mult. Până acum, ceva ani, erau cei care aveau tatuaje erau văzuți foarte, foarte negativ. Acum au început să mai accepte cei din jur această artă. Am impresia că de la un timp, de fapt, chiar văd, nu știu, fie că este un oraș mai mare, fie că este capitală, dar văd tot mai mulți oameni care au curajul să-și facă un tatuaj și cred că este o schimbare în bine. Adică niciodată n-am considerat că asta te poate încadra într-un anumit tipar. Într-adevăr, și eu am întâlnit multă lume care mi-a zis așa, sper că e ultimul sau cum să-ți faci tatuaje, tu nu pari genul care să aibă tatuaje, dar nu cred că este un gen pentru a avea tatuaje. Pur și simplu, dacă îți plac, ești liber să-ți faci.